Am fost în Cuba în octombrie. Îmi spunea cineva, nu să vă spun cine, îmi spunea că, nu trebuie să povestești, că nu o să creadă lumea așa ceva. Să vă spun, nici nu mă interesează dacă credeți sau nu. Așa cum spuneam și data trecută, dacă nu vă place, nu mai mă chemați. Nici o problemă. Tot ce pierde e mâncărica bună, atât. Că, da. Am fost în Cuba, am luat 3 grupe din biserica mea, ne-am dus în 3 localități unde nu sunt adventiști, am ținut evanghelizări și am plantat 3 biserici. Asta a fost în luna octombrie. Și au fost multe experiențe, multe, nu una sau două. O să vă spun numai una până e partea tehnică gata. Unul dintre prezbiterii mei din biserica noastră, Peter, e doctor de ochi, predă și la facultatea de medicină și face și o operații pe ochi. Cu grupa lui a mers la 7 ore jumate la vest de Havana. Și am avut fiecare grupă, dintre cele 3 grupe, eu eram la o oră în sud de Havana, Randy Schlimbaker era la 3 ore de Havana și Peter Blackburn era la 7 ore de Havana. Fiecare avea o grupă cu Bible workers care făceau studii biblice cu oamenii care veneau, cu cei care se ocupau de grupa de copii, cu cei care se ocupau de sănătate și așa mai departe. Fiecare aveam o grupă. Trebuia să plătim evanghelizarea, să plătim localul, să plătim pe cei care lucrau, trebuia să plătim mâncarea, să plătim dormitul, toate cheltuielile. Și peste toate, cea mai scumpă între ele, deci era localul și următoarea era 2-3 autobuze sau camioane să care oamenii în fiecare seară să-i aducă și să-i ducă. Și oamenii vin de la distanță mare și n-au mijloace de transport. Salariul mediu în Cuba este de 13-14 dolari pe lună. Și nu găsești nimic, absolut nimic. Adică trăiesc cu, să zic eu, banane, cartofi și iaca sau iuca, ceva de genul ăsta, o rădăcină albă. Asta e tot. Și orez, am uitat. Păi când mănânci orez, un an, doi, trei, o viață, te saturi, frate, de orez. Vezi numai orez când te uiți. Yeah. Și săraci lipiți pământului, adică când am scos din bagaje un geamantan plin de ciocolăți, eu știu că nu sunt sănătoase, dar nu contează, pentru ei sunt bune. Când am scos un geamantan de ciocolăți, se uitau la ele și s-au strâns grămadă acolo, toată adunarea se uitau și copiii au început să plângă. Că vai, ce e asta, ce e asta? Și am împrăștiat, mâncau de aici, că e sfârșitul pământului. Am luat câteva geamantane de ciocolăți ca să avem pentru 2 săptămâni de evanghelizare în fiecare seară să le dăm. S-au terminat, cam vreo 4 zile, s-au dus toate. Da. În sfârșit, să trec la subiect. Fratele Peter era în ultima localitate, la distanță cea mai mare. După 2 zile a venit poliția și i-a închis tot. Deci, n-aveți destule hârtii și aprobări. Trebuie 6 hârtii, trebuie 2 de la orașul local, 2 de la județ și 2 de la guvern. Și voi n-aveți decât de la guvern. Bine, mă, dar guvernul e mai mare decât orașul. Nu, toate hârtiile trebuie făcute. Și le-a oprit evanghelizarea. Ei n-avuseseră decât între 16 și 20 de oameni, vineri seară și sâmbătă seară. Când poliția le-a închis tot, mă sună Peter și îmi zice: pastore, ce ne facem? Gata. Ne descurajăm, ne ducem acasă. Zic, mă, cum, ce e aia? Unde ați văzut voi în Biblie că s-au descurajat, s-au dus acasă? Hai înapoi în Egipt. Stai acolo la Marea Roșie și te rogi. Nu? Că dacă nu te rogi, unde e minunea? Cum renunți așa? Never give up, nu? Și s-au rugat, ne-am rugat și noi, am anunțat și pe Randy să se roage toate 3 grupele, am sunat și în biserica noastră din Lexington să se roage și m-a inspirat Dumnezeu și le-am zis: uite care-i treaba, o luați din oraș, în oraș, din ușă în ușă, bateți la toate bisericile, la toate ușile să vă închirize cineva un local. Banii care îi plătiseră pe localul unde i-a închis, n-au mai primit înapoi, au pierdut. S-au dus la Biserica Apostolică, nu i-a lăsat, la Biserica Pentecostală, nu i-a lăsat, la Biserica Luterană, nu i-a lăsat, căci nu putem, avem și noi programe. În sfârșit, Biserica Baptistă i-a lăsat. Dar le-a cerut bani, bineînțeles, să plătească închirierea localului. Și îmi zice Peter: toți banii cu care am venit și care după ce am plătit localul au mai rămas să plătim Bible workers, să plătim transportul pentru oameni în fiecare seară, să plătim mâncarea, să plătim dormitul, să plătim cutare, sunt 2.500 de dolari. Asta e tot. Și zice: dacă dăm la sală, deja se duc aproape toți. Zic: dă-i. Păi și noi cu ce trăim? Noi, zic, dă banii și nu mai comenta, ia sala. A dat banii și pe aceea să-mi faci jos de bani, să-mi trimiți bani, că n-avem cu ce trăi. Și ne-am rugat, i-am mulțumit Dumnezeu că au găsit sală. Peter dă banii și când se întoarce după ce face evanghelizare, am uitat să vă spun, au venit
În loc să vină 16, 17, 18, a venit pastorul baptist ca să vadă ce e acolo. Și a plăcut așa de mult duminică seară, că pentru luni seara a chemat toată biserica baptistă, 140 de oameni. Toate lucrurile lucrează împreună. La sfârșitul evanghelizării, pastorul baptist și familia lui, plus încă 6 din biserică, țineau sabatul. Să mă întorc înapoi, se întoarce duminică seara de la evanghelizare și începe să numere banii. Și 2500. Și zice lui Dian, lui nevasta, Dian, aseară erau 2500, i-am numărat și eu și tu. Ai mai pus tu bani? Că ce am plătit atâta, nu mai știu cât, vreo 800, 900, 1000, și ce tot 2500 sunt. Nu, eu n-am pus nimic. Ai luat tu bani de acasă? Ăștia sunt bani de acasă. Nu, tot ce am luat de acasă, 300. Ce să faci cu banii aici? Că de 2 dolari trăiești... Adică m-am dus din orașul ăsta în orașul ăla 40 de kilometri la cumpărături și înapoi și am luat taxiul și mi-a cerut 50 de cenți și am dat un dolar și a zis că stă toată ziua după mine. Deci gata, sunt mașina ta pe ziua de azi. Și la sfârșitul zilei am mai dat un dolar, 2 dolari. Și omul zice, wow, fericit, 2 dolari. Deci, și Dian zice, am luat 300, ce să faci cu atâția bani aici? Și zice, păi, am plătit sala, am avut 2500 și tot avem 2500. Ziua următoare a plătit mâncarea, transportul, la sfârșitul zilei avea 2500. Ziua a treia, la sfârșit, avea 2500. În fiecare zi au cheltuit, după ce au terminat, după două săptămâni, avea tot 2500. Cum îți explici când iei din banii în fiecare zi și nu se termină și nu se împuținează? Eu știu că e greu de crezut și nu mă interesează dacă credeți, asta nu-i treaba mea. Punctul care vreau să-l fac aici este că Dumnezeu nu se schimbă niciodată. M-am întâlnit cu cineva care îmi spunea mie, nu o să vă spun cine și de unde, ce poți să crezi prostile din Biblie, Daniel în groapa cu lei, Iona în burta peștelor, alea sunt prostii. Creațiune în 6 zile, a trecut milioane de ani. Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu are putere, nimeni nu e cu, cum se zice, cu neputință la Dumnezeu. Totul e cu putință. Dacă nu credem că Dumnezeu are putere, nici nu știu ce căutăm la biserică. Stați acasă, nu? Mâncați pizza, vedeți un film, mai câștigați. Problema nu e cu Dumnezeu, problema e cu noi. Problema e cu noi. Că noi am uitat și chemarea, am uitat și rugăciunea, am uitat și credința, am uitat tot. Tot ce ne ocupăm noi acum e de viața de zi cu zi. La sfârșitul evanghelizării avea 2500 după două săptămâni. Avea, că le-am spus, țineți chitanțele, că mi-e întrebe pentru trezorier, îmi trebuie chitanțele la fiecare cent, îmi trebuie chitanțe. A adunat chitanțele, au cheltuit 4500, dar tot mai aveau 2500. Foarte curios, când au plecat, sâmbătă seara a vorbit, a terminat la ora 9, s-a suit în mașină, mașina închiriată, a condus 3 ore și apoi s-a oprit să doarmă, ca duminică dimineață, ziua următoare, să mai conducă în 3 ore jumate să ajungă în Havana. În momentul în care s-a terminat cu lucrarea misionară și a plecat, și a ajuns la hotel și au plătit în seara aia, cât a plătit la hotel s-au împuținat banii. Deci în momentul în care s-a terminat evanghelizarea și banii au început să se consume. Ia, merge computerul? Ok, putem să începem. Asta e prea sus aici, ok. Nu aveți un ceva mai jos așa, nu? E ok, nu vă consumați. Ok. E în engleză, dar rugați-vă, știți engleză cu toții. Cine nu știe, rugați-vă pentru darul limbilor, ok? Ar trebui să-mi iau telecomanda, să nu mă chinui. Să fii una cu planul lui Dumnezeu. Știți că zice în Biblie că în Ieremia știu planurile care le-am pentru tine. Dumnezeu are planuri cu noi și de foarte multe ori noi nici nu avem habar care-i planul Dumnezeu, cu atât mai puțin să-l și împlinim. Ia să vedem, merge? Wow, merge. În Evrei, la capitolul 3, de la versetul 7 înainte, până pe la 19, nu o să citim tot, zice astăzi, dacă auziți vocea lui, cunoașteți versetele, nu? Cine știți, dea din cap. Le cunoașteți, da? Să nu vă împietiți inimile ca în ziua răzvrătirii în pustie, unde părinții voștri m-au încercat pentru 40 de ani. Și de aceea, în mânia lui Dumnezeu, el a zis că ei nu o să intre în... Încerc să citesc din engleză. Dacă aveți o Biblie în română, puteți să citiți singuri. Niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. A doua oară, azi, dacă auziți vocea lui, nu vă împietriți inimile. Și după aceea, dacă continuăm să citim, deci, acolo, nu mai citesc tot, de trei ori zice,
azi dacă auziți vocea lui, să nu vă împiediți. Mai târziu câteva versete, azi dacă auziți vocea lui și mai târziu câteva versete a treia oară, azi dacă auziți vocea lui, să nu vă împiediți inimile. O să intrăm puțin să discutăm de planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Cea mai mare tragedie în Biserica Adventistă este nu ce credem noi, că biserica nu are timp, nu face evangelizări, nu, că oamenii sunt necredincioși. Cea mai mare tragedie în realitate... Oh, mulțumesc! Așa, da. Să văd și eu oamenii. Ok. Excelent. Yeah, altă viață. Ok. Cea mai mare tragedie în biserică este că... De ce merge treaba rău în biserică? Pentru că treaba merge rău acasă. Pentru că acasă noi suntem așa de ocupați cu serviciu, așa de ocupați cu viața, că nu mai avem timp de Dumnezeu. Și noi credem că dacă ținem sabatul și dacă mergem la biserică și dacă nu mâncăm porc și dacă nu ne înșelăm soțul sau soția și dăm zecime, înseamnă că suntem salvați. Dar vreau să spun că și farisei țineau sabatul în mod sigur, și farisei dădeau zecime în mod sigur, și farisei mergeau la biserică în mod sigur și nu mâncau porc. Și nu au fost salvați. Care e diferența între noi și ei? Că sora îi spune în Spiritul Profetic că poporul Dumnezeu a ajuns să fie la fel ca farisei din timpul lui Iisus. Care e diferența? Tragedia cea mare este că în viața personală acasă considerăm religia inclusă în ascultarea de doctrine. Dar Iisus când va veni nu va zice plecați de la mine că n-ați ținut sabatul, ci plecați de la mine că nu vă... Și ce înseamnă a te cunoaște? Că acolo e genosco. Înseamnă relația. Că în viața personală am făcut rugăciunea o rutină, o obișnuință, ta-ta-ta-ta, amin, și nu am făcut-o ca o ocazie de a ne cunoaște cu Dumnezeu. De exemplu, eu nu sunt un om răbdător, adică nu mă vede nimeni nervos, nu mă enervez cu comitetul, cu corul, cu biserica, cu familia, nu mă enervez. Dar nu m-am născut calm. Am o bombă înăuntru și explodează repede. Și soția mă cunoaște. Și când mă enervez, mi se roșesc urechile. Și spun, sunt ocupat și plec în altă cameră, mă rog, mă duc, mă plimb pe afară până întreg nervii și apoi mă întorc. Că dacă nu, cine știe, e scântei și aburi pe urechi și peste tot. Okay. Și când vine cineva pe la noi și încep să mă enervez că îi văd ce prostii poate să spună, încep să mi se roșească urechile. Și Dana mă vede și Dana zice, vină puțin încoa, vină încoa. Mă duc, ce vrei? Ia du-te în bucătărie și spală vasul, uite și vezi ceva, nu mai stai aici. Păi nu vezi ce zic ăștia, du-te de aici, nu trebuie să stai tu să auzi tot. Că mă cunoaște. Și o cunosc și eu pe ea. S-a ajuns să fii într-o relație cu Dumnezeu, pur și simplu să știi ce vrea. Să știi, să simți, să sesizezi în fiecare secundă care e planul lui Dumnezeu pentru tine. Iisus știa planul lui Dumnezeu în fiecare zi. Așa spune. Nu? Asta e tragedia cea mai mare în biserica adventistă, că noi nu mai cunoaștem pe Dumnezeu. Spune Soroai că este criza alfa și criza omega. Criza alfa când Dumnezeu era peste tot, panteism. Și criza omega, în biserică sunt multe programe, dar Dumnezeu nu mai e nicăieri. Nu mai e niciun fel de relație cu Dumnezeu. Să trecem înapoi la subiect. Dumnezeu are un plan cu noi. Tragedia este să treci prin viața de credință, din tânăr până bătrân. De câți, frate, de câți ani ești frate la biserică? De 20, de câți, de 40, de câți, de 60? Și să nu știi care e planul lui Dumnezeu cu tine. Și să știi planul general. În general, Dumnezeu vrea să mă salveze. Dar să nu știi planul de zi cu zi. Dumnezeu are un plan zi cu zi. De exemplu, acum câteva săptămâni, m-am făcut ce fac în fiecare dimineață. Doamne, te rog să-mi arăți planul de azi. Dacă tu ai cu mine un plan astăzi, deschidem ochii, urechile, creierul, să văd, să aud, să sesizez planul tău. M-am rugat și am plecat unde aveam treabă. Am plecat și în timp ce mergeam, mă sună Dana și îmi zice, păi, unul dintre căței are diaree rău, scuzați. Dacă vă supărați, vă trece. Ok. Și zic, ce vrei să fac? Sunt plecat. Și zice, când te întorci înapoi, aș vrea să sun la veterinar, să faci un appointment, să vii să iei cățelul și să-l duci, că nu poți să-l las așa. Ok. Am sunat din mașină, am făcut un appointment și când am terminat unde aveam treabă, mă duc acasă, iau cățelul, îl pun în mașină, plec. Ajung la veterinar și era acolo doctorița, un doctor, două femei la ghișeul ăla și mai erau vreo 3-4 asistente, fete tinere pe acolo. Și când intru, eu eram în costum, cum venisem de unde aveam treabă. Și zice doctorița, zice, dar ce lucrezi tu de ești așa îmbrăcat la costum, la... Zic că nu vrei să știi. Zic, bă, da, de-aia te-am întrebat, vreau să știu. Zic, sunt pastor. Făcut ochii mari.
Da, la ce biserică? Zic, nu știu, tu n-ai auzit de biserica aia. Seventh Day Adventist Church. Cum să nu știu? Bineînțeles că știu. Zice, e ca Ben Carson, nu? Zic, da, ca Ben Carson. Stă ce stă și zice, deci voi țineți sâmbăta, nu duminica. Zic, nu, men. Zice, cum nu? Zic, sâmbăta ne ține pe noi, nu noi ținem sâmbăta. Zice, a, ok. Îmi place să le mai întorc așa puțin, să le dau de gândit. Și după aceea stă ce stă, zice, am o întrebare pentru tine. Zic, am și eu una pentru tine, dar pune-o tu prima. Pune întrebarea, zice, eu lucrez cu animale și am acasă câini și numai ce mi-a murit cățelul. Ce, ce se întâmplă cu animalele când mor? Merg la cer sau nu merg? Sunt mântuit sau nu? Ia! Credeți că nu scrie în Biblie, nu-i așa? Eu cred că scrie. Și am zis, nicio problemă. Zic, uite, mă duc acasă și ți-aduc. I-am adus o lucrare de 3 pagini cu textele din Biblie și paragrafe din Spirit Profetic, unde nu i-am spus că sunt din Spirit Profetic, am șters unde scrie Ellen White. Zic, ia și citește hârtia asta. Unde textele din engleză și română nu prea îți dai seama, dar din greacă sugerează că animalele vor fi mântuite. Vor fi în cer. Acum nu mă interesează dacă credeți așa sau invers. Asta nu contează prea mult, n-ar rost să ne certăm pentru asta. Că nu e un punct de mântuire. Matale poți să crezi că da, matale poți să crezi că nu. Să dea Domnul să fim în cer și vedem acolo. Numai că eu o să mă întâlnesc cu peții mei acolo, vă spun sigur. Acum, nu știu. Și, adică de ce are la Dumnezeu viața creațiunii lui? Nu? Dumnezeu le-a creat și Dumnezeu le iubește. Dacă eu îmi iubesc pe Gucci și pe Prada și pe Roasă, Dumnezeu de ce nu i-ar iubi? Dar stai să nu, că un comentant de subiectul ăsta. I-am dat hârtia, s-a dus în altă cameră, se întoarce după 5 minute și că vino să-ți dau un hug! Mă ia și eu, stai ușor, ok, bine, mi-a dat un hug, să mă pupe, nu altceva. Și după aceea, zice, mai am o întrebare. Început să mă întrebe ce se întâmplă cu oamenii când mor. Ce se întâmplă cu tare, ce se întâmplă cu tare. Nene, 2 ore am ținut o predică și toți acolo ascultau. Și nu numai care lucrau acolo, și oamenii care veneau și plecau. Și după aceea zic, uite, îți dau o carte să citești. Am dat cartea mea. Când m-a... După aceea nu mai era câinele bolnav, dar mi-am făcut de lucru. M-am dus ziua următoare, zic, uite care e treaba. Vreau să mai îmi dai niște medicamente, dacă se mai face bolnav. Mi-am mai pus întrebări, mi-am făcut de lucru, m-am dus chiar peste vreo 2 zile. De atunci mă duc tot timpul la 2 zile. Le-am dat nu știu câte cărți, le-am dat 3 seturi de DVD-uri, cele 10 porunci, seminarul de rugăciune, seminarul de redeșteptare. L-au ascultat ei, l-au dat la soție sau la soț, l-au dat la rude, acum l-au dat și la vecini. Când mă duc, era doctorul care este proprietarul de clinică, era în camionul, are o Toyota Tundra, era în camion și asculta, zic, de ce nu intri înăuntru în cabinet? Ce, n-am ascultat predica încă. Dumnezeu are un plan în fiecare zi cu noi. Treaba e că noi suntem prea preocupați cu planurile noastre. Hai să trecem la subiect, că cu atâtea povești nu ajungem niciodată să intrăm în predică. Care e planul lui Dumnezeu? Care a fost planul lui Dumnezeu cu Israel? De Pavel zice, pentru că li s-a împietrit inima, n-au intrat în moștenirea lui. Care a fost planul? A fost foarte simplu. Dumnezeu a chemat Israelul, Exodul 19, să fie o împărăție de preoți. În 1 Petru 2,9, ce spune de noi? Că Dumnezeu ne-a chemat să fim o împărăție de? Nu numai pastorii, toți. Dumnezeu pe toți ne-a chemat în via lui, nu numai pe mine, nu-i așa? Că membrii se gândesc că dacă dau zecime trebuie să nu lucreze, lucrează pastorul. Au fost chemați să fie o forță de atracție pentru lumea din prejur, să fie o casă de rugăciune pentru toate națiunile. Pavel spune că este taina lui Hristos, ca să cheme neamurile la salvare. Israelul a uitat că Dumnezeu nu i-a chemat numai pe ei, a chemat și neamurile. Și că rostul lor nu era să se închidă acolo între 4 pereți în fiecare sâmbătă, să ducă la adunare, să țină o predică, să cânte o cântare, să facă o rugăciune, să ducă acasă. Ci rostul lor era să salveze pe cei pentru care a murit Iisus. Și pentru că ei n-au salvat, au pierdut chemarea. Foarte mulți cred că Israelul nu-i mântuit. Nu, n-au pierdut chemarea la mântuire. Dumnezeu vrea și ca fiecare om din Israel să fie mântuit. Au pierdut chemarea la slujire. Dumnezeu ne-a chemat pe noi nu la mântuire. Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți, și noi, și ei, și toți. Dumnezeu ne-a chemat pe noi la slujire. Într-un cuvânt, meseria, job, serviciul care nu l-au făcut ei, ni l-a dat nouă. Și acum întrebare, ne facem serviciu? Sau credem că toată chemarea noastră e să ținem sabatul? Mergem la adunare, ținem sabatul, nu mâncăm porc, mâncăm brocoli și gata. Păi nu? Așa credem noi. Frate, dacă mănânci curat și dacă nu înjuri și nu furi, gata, ești mântuit. Ia. Yeah. Deci, hai să începem puțin, să începem.
Am citit versetele, nu mai le citesc, trec peste ele. Patru lecții care trebuie să le învățăm din pasajul ăsta biblic. Numărul 1, a procrastina, a amâna în loc de urgență. Numărul 2, Dumnezeu ne-a chemat afară, dar noi iubim Egiptul. Numărul 3, credința și necredința. Și numărul 4, pustia și țara promisă. Hai să trecem prin ele, repede. Prima lecție. Zice, astăzi de 3 ori. Și acolo sunt versetele, în versetul 7, 13 și 15. Astăzi. De ce zice astăzi și nu mâine? Nu? Ce și mâine e zi? Ce poți face azi? Lasă pe mâine. Nu? Așa e, cum se zice? Ce poți face azi? Nu lăsa pe pâine sau cum e? Nu? Când eram, v-am povestit eu chestia asta mai de mult, când eram prin clasa a 5-a, a 6-a, când mergeam la școală, coboram pe strada Eminescu și mergeam spre școală, se numea Liceul Traian. Și acolo am fost din clasa 5-a până când am terminat liceul. Și pe drum, când ajungea așa pe undeva aproape de Piața Mică, era un turc, se numea Bayram Hasan, avea așa o tarabă cu două roți mari și vindea înghețată și bragă. Cine știe ce aia bragă? E bună, frate. Aha. Dacă aveți rețeta, dați-mi-o și mie. Vindea înghețată și bragă. Și țipa cât îl țineau plămânii, azi cu bani, mâine fără bani. Eu eram tânăr și prost, scuzați expresia, tânăr. M-am dus și zic, gata, am cumpărat înghețată, avea înghețată de pistacio. Cum se numește în română? De fistic. Nea verde, bună. Oh. Am cumpărat înghețată și braga și mâine mă duc și zic, vreau și o înghețată pe degeaba și o bragă. Și zice, cum să o dau pe degeaba? Păi zic, tu ai zis, azi cu bani, cu mâine fără bani. Și că, păi, nu? Ia ascultă. Azi cu bani. Mâine fără bani. Păi zic, am venit ieri, acum am venit să-mi iau înghețată. Păi zice, ce e azi? Păi zic, e miercuri. Zice, nu, este azi sau mâine? Păi azi. Păi azi e cu bani, mâine fără bani. Am tăcut din gură, m-am gândit eu bine, are dreptate. Am plătit, am venit mâine, zic, gata, acum trebuie să-mi dai degeaba. Bă, tu nu înțelegi, azi e cu bani, mâine e fără bani. Aoleu, ăsta mă păcălește. Zic, nene, când vine mâine? M-a luat așa de după gât. Zice, băi, copile, tu nu prea înțelegi. Zice, mâine nu vine niciodată. Păi de ce le spun oamenilor? Păi ce, nu sună frumos? Sună frumos așa când te duci la biserică, auzi o predică, te mustră conștiința, Duhul Sfânt te mișcă, te impresionează că toată mai curgești câte o lacrimă și ne simțim așa de bine că am fost mișcați. Ne ducem acasă și zicem, Domnul m-a mișcat, trebuie să fac ceva. Dar nu acum. Acum sunt obosit, mă culc. Mâine sunt ocupat. Și trec două zile, trec cinci zile și dacă nu bați fierul cât e cald, ce se întâmplă? Se răcește. Și peste o săptămână nici nu te mai gândești la asta. Nu-i așa? Și ce se întâmplă când tot amâi, când tot amâi, când tot amâi? La un moment dat te obișnuiești și când îți spune cineva te și enervează și ai și scuze. Păi tu nu vezi, eu n-am mai timpul tău, eu am servici. Deci doar țin sabatul, mă duc la biserică, nu? Sunt ok. Asta e religie periculoasă, fraților. Asta nu e religie. Asta se numește o viață egoistă. Fac ce-mi place și ce vreau. Nu neapărat ce trebuie. Să te joci cu Duhul Sfânt e foarte periculos. Să te joci cu credința e foarte... Adică te poți juca cu cățelul, te poți juca cu copiii, dar nu cu Duhul Sfânt. E foarte periculos. Și noi facem treaba asta continuu și nu ne dăm seama. De ce credeți că spune azi, dacă auzi, să nu-ți împietrești inima cum au făcut ei, ci trebuie să acționezi? De ce spune asta? Care e riscul? E un răspuns bun. Mâine nu ne aparține. Dar uite că eu am trăit și ieri și trăiesc și azi. Și poate că și mâine sunt în viață. Mai e un motiv care e acolo în text. Textul spune de ce? Să nu vă... Ce se întâmplă? De la piele de om se face piele de crocodil când îți împietrești inima. Adică se îngroașă până nu mai simți. Scuzați, nu mă refer la bunul simț. Mă refer la simțul spiritual. Ok? În sensul că dacă tot auzi și zici nu, tot auzi și zici mâine, tot auzi și zici mâine, la un moment dat e pielea așa de groasă că nu mai auzi. Și Dumnezeu zice, degeaba mai dau astuia predici că nu se schimbe niciodată. Pentru că cât amâi mai mult, cu atâta pielea e mai groasă. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Pavel spune, astăzi, dacă auzi, trebuie să nu te împietrești. Dacă nu răspunzi azi, rezultatul normal este că încet, încet, dacă amâi, care este urmarea logică? Ți se împietrește inima.
se face inima de piatră. Din nefericire, de o viață mergem la adunare, am auzit sute de predici, mii de predici, și se pare că predicile nu ne schimbă. Și vedeți ce s-a întâmplat cu Israel. Au fost refuzați, au fost respinși. Și noi ne mângâiem cu gândul că suntem copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, cum ziceau și ei, fiii lui Avram. Și credem că pentru faptul că mergem la adunare, nu o să fim respinși. Dar Biblia mea spune că mulți se vor, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Spiritul profetic zice că vor cade mulți din biserici și alții le vor lua locul. Dar vedeți, să vă spun un secret, din Loma Linda nu o să cadă nimeni. Aici e singura biserică unde toți o să fie mântuiți. Nu e așa? Nu? Nu știu. Ok, hai să trecem mai departe. De ce credeți că vorbește Pavel de Israel în Egipt pe timpul lui Moise? Că asta se întâmplase mult înainte. Așa să le spun o poveste sau care e scopul? Ce credeți? Eu cred că se adresează nu lor pe timpul lui Moise. Eu cred că îi se adresează nouă ca o lecție pentru noi. Și o să vă dau și paragraful, de fapt, unde scrie treaba asta. Hai să trecem mai departe. Chemați afară din Egipt, în loc de a iubi Egiptul și a rămâne în Egipt. Ce s-a întâmplat cu Israel? Israel era în Egipt. Cât au stat în Egipt? Cine știe? 430 de ani, mai precis. 430 de ani. După 430 de ani, generație după generație, s-au obișnuit cu Walmart-ul, s-au obișnuit cu televizorul, sau televizorul nu e rău, și mie îmi place, dar depinde ce și cât. Așa. S-au obișnuit cu serviciul, s-au obișnuit cu mașina, s-au obișnuit cu programul, s-au obișnuit cu Egiptul. Ca să nu spune mie că ăsta e cerul, ăsta e Egiptul, nu? Ok. S-au obișnuit cu Egiptul. Și oriunde ai fi, matale, că ești în România sau în Australia sau în America, tot Egipt se numește. Că Egiptul e păcat, e simbolul pentru păcat, nu? Ok. Poporul lui Dumnezeu s-a obișnuit cu Egiptul. Și la un moment dat Dumnezeu îi cheamă în afara Egiptului. Și de ce i-a chemat Dumnezeu? Că spune acolo în verset. Și spune și în Exodul, când s-a dus Moise la faraon. Lasă poporul meu să meargă în pustie, să se... Sunt acolo, dacă citiți cu atenție versetele, sunt trei motive pentru care Dumnezeu i-a chemat. Numărul unu, să se închine. Ce înseamnă asta când te închin lui Dumnezeu? Relație. Să ai o relație personală cu Dumnezeu. Numărul doi, să-mi servească, să meargă în pustie, să-mi servească. De ce ne-a chemat Dumnezeu? La muncă, frate, să servim. Dumnezeu ți-a dat un dar, trebuie să-l folosești. Dacă îl îngropi, vei plăti pentru asta. Și numărul trei, de ce i-a chemat? Să le dea în stăpânire țara promisă. Numărul unu, închinare, relație cu Dumnezeu, aia e în viața personală. Numărul doi, servire. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Nu pierdeți nicio ocazie. Numărul trei, mântuire. E clar? Hai să trecem mai departe, că nu mai stau să le comentez pe fiecare. Trec mai departe, nu mai stau peste astea. Au ajuns la Marea Roșie, da? Care e simbolul la Marea Roșie? Când au trecut prin mare. Au fost tot, zice Pavel, botezați în simbolul botezului. Când ești din Egipt, ești botezat și te bucuri că ai fost botezat și te mișcă inima și plângi câteva lacrimi în bazinul de botez și după 20 de ani niciun fel de experiență cu Dumnezeu. Și dacă te întreabă cineva, acum 20 de ani când m-am botezat, frate, când mă rugam, făcea Dumnezeu minuni, de ce nu se întâmplă astăzi? Și mai sunt unii care pleacă de la biserică și după aceea se întorc înapoi și sunt rebotezați. Și iar îi mișcă inima și după aceea, după 3 săptămâni, iar înapoi la viața obișnuită. Ca și cum apa botezului le-a spălat inima. Nu spală, frate, decât așa înmoaie puțin praful de pe din afară. Apa botezului nu schimbă inima. Botezul e un simbol al consacrării. Dacă n-ai în fiecare zi relație cu Dumnezeu, nu se schimbă nimic. După botez te duci înapoi la păcat. Sau la viața asta indiferentă. În sfârșit, trec prin botez, hai să trecem repede, să ajung la subiect. Și ce se întâmplă când ajung în pustie? Ce se întâmplă când ajung frații în pustie? Au murmurat, spune Biblia. Hai să ne gândim puțin. Dumnezeu i-a scos din Egipt cu mână tare. Nu mai gândiți-vă la plăgi. Ce minuni au fost alea. Nu-i așa? I-a trecut Marea Roșie cu niște minuni nemaipomenite. Să te uiți cum se împarte marea în două, stă ca doi pereți de apă în verticali și tu treci prin mijlocul mării ca pe uscat. Au avut zi de zi
stâlpul de nor și noapte de noapte stâlpul de foc. Le-a dat zi de zi pâine din cer. Nu-i așa? Le-a dat apă din stâncă. Și ce fac ei? M-am săturat de pâinea asta, m-am săturat de... N-avem apă. M-am săturat de Moise. Păi cine le-a dat? Pe fratele Moise, frate. Cine l-a trimis pe fratele Moise acolo? Dumnezeu l-a trimis. Și ce spune Dumnezeu lui Moise? Zice, când murmură, nu murmură împotriva ta. Murmură împotriva cui? Vreau să vă pun o întrebare. Să admitem, eu nu știu, aici nu cred că... Eu cred că îl iubiți pe fratele Dăneață, n-am habar de niciun fel de problemă. Dar să admitem că pastorul face o greșeală. Nu? Ajută să te apuci să critici? Sau prezbitorul, poftim. Cineva, ajută să te apuci să critici? Noi nu mâncăm carne, dar mâncăm oameni, canibali. Ne mâncăm unii pe alții. Nu ajută, frate, să critici pe nimeni. Du-te și roagă-te pentru el, du-te și vorbește cu el, că și tu ai păcatele tale. De-aia au început să murmure. Spune aici că cine murmură împotriva conducătorilor care sunt trimiși de Domnul, murmură împotriva Domnului. Du-te și vorbește cu el, față, cum spune în Matei, față cu față. Uite, fratele meu, am o problemă. Hai să vedem cum o rezolvăm. Rugați-vă împreună, nu? Că așa e biblic. Nu începem cu... A început să murmure. De ce e o problemă cu murmuratul? Păi spune acolo că ce după ce au murmurat, s-au răzvrătit. Rebelie îmi scrie acolo. S-au răzvrătit împotriva lui Moise și apoi împotriva lui Dumnezeu. Au luat pietre să-l omoare pe Moise. Când murmuri, următorul pas... Se împietrește inima, te încăpățânezi, te răzvrătești și urmează conflictul și lupta. Așa facem și noi. Tot timpul când dăm și culmea, de ce murmurau? Că s-au săturat de mană. Au murmurat pentru pâine și apă și au murmurat pentru conducător. Cam astea sunt lucrurile care suntem noi nemulțumiți tot timpul. Probleme de zi cu zi, mâncarea și toate astea și comentăm tot timpul. Vreau să vă întreb ceva. De exemplu, am o membră în biserică care are probleme mari la servici rasiale. Ea e manageră și o muncitoare care este de culoare și muncitoarea i-a spus ceva și asta a zis, nu, nu se poate să te las să faci treaba asta aici, nu mă lași pentru că n-am aceeași culoare cu tine. Și a dat-o în judecată. Și acum se judecă. Și asta zice, nu, nu te las că așa e regula, asta zice, nu, pe ăla l-ai lăsat și pe mine nu, nu mă lași că sunt colorată. Acum nu știu care e adevărul. Dar eu i-am spus, ei, ce nume, n-am avut nicio treabă cu culoarea. Pur și simplu nu pot să fac compromisuri. Păi aici că pe ăla l-a lăsat. Nu l-am lăsat nici pe ăla, a făcut fără să-l las eu. Am martori că nici măcar nu m-a întrebat. Și acum am stat și m-am gândit. Persoana asta din biserică care trece acum prin toate greutățile astea și gata să-și piardă serviciu și tribunal și proces și lawyers și toate astea și bani și dureri de cap și de stomac. Persoana asta înainte niciodată nu, adică dea pe la adunare așa o dată la 3 luni. Nu se implica nimic în biserică, venea, asculta și pleca. Asta era tot. Niciodată să se implice în biserică, Doamne ferește. Era foarte rece, așa, și distantă, și arogantă, și așa. Acum vine la toate orele de rugăciune, vine la toate orele la biserică, ajută la studii biblice, ajută la evangelizare, vine la ora de rugăciune, rugați-vă și pentru mine cu procesul ăsta la tribunal, rugați-vă și pentru mine. Știi ce i-am spus? I-am spus într-o zi, că zicea, de ce a îngăduit Dumnezeu asta în viața mea? De ce a îngăduit? Ca și cum Dumnezeu era de vină. Nu? Dumnezeu a trimis necazul. Și a zis, mă, soră, să spun eu de ce am îngăduit. Să spun, Dumnezeu n-a îngăduit, Dumnezeu a trimis. Ce nu se poate, Dumnezeu nu trimite. Păi înainte ai zis că de ce am îngăduit. Și zic, uite, să spun care e secretul. Și zic, uite, asta satana face, nu Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate să zică da sau poate să zică nu, ca la Iov. Și Dumnezeu a zis, da, ți-l las pe mână, nu mai sunt atingi de viața lui. Dumnezeu a zis și de matare la fel, da, ți-o las pe mână. Și acum să spun de ce. Că spune în Biblie că toate lucrurile, cât înseamnă toate? Cam 95%, nu-i așa? 100%. Toate lucrurile lucrează împreună spre? Sunteți siguri? Și când pierdeți serviciu, și când pierdeți casa, și când vă îmbolnăviți, și când... Sunteți siguri? Gândiți-vă bine. Și noi când trecem prin greutăți, ce facem? Aoleu, Doamne, te rog, rezolvă problema asta. Dar de ce să o rezolve? Dacă Dumnezeu a trimis-o, de ce să o rezolve? N-ar fi mai bine, în loc să ne rugăm, Doamne, rezolv problema, să ne rugăm, Doamne, dacă Tu ai îngăduit-o, înseamnă că am nevoie de cuptorul de foc. Înseamnă că Tu trebuie să mă curățești, că e ceva zgură acolo. În loc să zic, Doamne, rezolvă, Doamne, te rog altceva, nu o rezolva, până nu învăț lecția. Dacă Tu consideri că am nevoie de lecția asta pentru mântuirea mea, Tu ai în vedere veșnicia și eu am în vedere acum 80 de ani.
că eu am mintea îngustă. Ajută-mă să învăț lecția asta ca să am și o veșnicia. N-ar trebui să ne rugăm așa, Doamne, ajută-mă să învăț lecția asta. Că dacă Tu o trimiți, Tu ești înțelept, Tu știi de ce, Tu mă iubești. Eu de ce să mă lupt împotriva Ta? Că dacă mă lupt împotriva ce ai trimis Tu, mă lupt împotriva Ta. Fraților, gândiți-vă bine, de câte ori murmurăm, noi de fapt murmurăm nu împotriva problemelor sau conducătorilor. Murmurăm împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e Cel care a îngăduit. Nu știu dacă ați auzit ce am zis. Și în loc să murmurăm și să fim nemulțumiți și să comentăm, ar fi mai bine să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să ne învățăm lecțiile și să creștem. Pentru că dacă toate lucrează împreună, atunci hai să fie spre bine. I-am spus sorei treaba asta și s-a gândit și zice, man, și eu nu prea îmi dau seama de ce. Păi zic, eu îmi dau seama, hai să spun eu dacă tu nu știi. De câte ori vii tu la biserică pe an? Acum de când ai dat de greutăți, de câte ori vii la biserică? S-a gândit că da, ai și tu un punct. Zic, am mai multe, nu numai unul, stai să-ți mai spun. Te-ai implicat vreodată în biserică cu studii biblice, cu vreun program, cu la alegeri, ai făcut ceva? Acum, la alegeri ai acceptat 3 geaburi, la studii biblice ai făcut și tu 2, cu 2 oameni din lume, la evangelizări ajuți, la cor ai venit. Zic, acum tot timpul ești implicată. De ce? Nu știu. Păi eu știu. Ai început să te rogi de când ai dat de necazuri. Nu? Ucenicii până să dea de necazuri se certau care e primul. Când au dat de necazuri erau toți una în camera de sus, se rugau. Că se pare că câteodată noi nu ne învățăm lecțiile decât prin greutăți. Când i-am spus treaba asta, stă și zice, ia, s-ar putea să ai dreptate. Zic, nu s-ar putea, sunt sigur că am. Ia. Când murmurăm, de fapt, noi murmurăm împotriva lui Dumnezeu. Trecem mai departe. Ce s-a întâmplat cu Israelul? Prin pustie, atât de mult s-au îngrijorat de mâncare, de apă, de siguranță să nu fie atacați și așa mai departe, că la un moment dat au uitat ținta, că ținta lor este să ajungă în țara promisă. Și și-au luat ochii de pe țara promisă și și-au pus ochii pe servici. Și-au luat ochii de pe Dumnezeu și și-au pus ochii pe probleme. Și se mirau de ce sunt descurajați și de ce sunt necăjiți și nervoși și bolnavi. Există pericolul ăsta când treci prin pustia asta, să spui ochii atât de mult pe probleme, încât să pierzi din vedere ținta finală. Să pierzi din vedere rostul vieții tale. Și dacă tu treci prin viața asta și nu te pregătești pentru cer, degeaba ai trecut prin viață. Că viața asta e o școală care te pregătește pentru cer. Israel a pierdut și ținta chemării să fie mântuiți, și ținta chemării să servească, și ținta chemării să aibă relație cu Dumnezeu. N-au avut niciuna din toate. Întrebarea e dacă noi le avem. De fiecare dată când murmurăm, pierdem focalizarea chemării, pierdem ținta împărăției lui Dumnezeu și inimile ni se întăresc. E o chestie acolo care pe mine m-a șocat puțin. Spune Soloait așa, că Dumnezeu a fost ușor, citesc din paragraf, a fost ușor pentru Dumnezeu să-i, îmi traduc din engleză, a fost ușor pentru Dumnezeu, a fost ușor să-i scoate din Egipt, dar a fost greu să scoate Egiptul din inima lor. E ușor pentru Dumnezeu să facă o minune, să sece marea. Dumnezeu zice și se întâmplă. Let there be light. Și a fost lumină. Be still. Și s-a liniștit marea. E ușor. Asta e mai grea. Asta e minunea mai mare. Când se împietrește inima, când omul... Și nu e un păcat mare, frate. Un om când face un păcat mare, știe că a păcătuit, plânge și se pocăiește. Dar asta e o chestie mică. Să-ți împietrești inima, să murmuri. Pe noi nu ne mustră conștiința când murmurăm. Și atunci nu avem de ce să ne pocăim dacă nu ne mustră conștiința. Și așa încet cu încet, tu te depărtezi până nu știi cât de departe ai ajuns. Asta e problema care o avem noi, poporul Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Aveți certitudinea salvării? Aveți pacea adevărată, reală, că suntem, că vom fi mântuiți? Uite, să analizăm puțin. Ce este, câte părți are salvarea? 3 părți, da? Cum se numește? Cum le numiți în română? Îndreptățire, sfințire și mântuire. Îndreptățirea e salvarea din
No, noi, da, na. E de la pedeapsa păcatului, nu din păcat. Și durează o secundă. Când te pocăiești, îți predai inima lui Iisus. Și te botezi și gata. Aia durează un minut. Sfințire e salvarea din păcătuire, din păcat. Și aia durează o viață. E un proces de creștere la statura plinătății lui, ok? La maturitatea plinătății lui Iisus. Și mântuirea durează o veșnicie. Prima durează un minut, a doua durează o viață și a treia durează o veșnicie. Nu știu dacă m-ați înțeles. Ok, hai să le analizăm puțin. Când ieși din Egipt și te botezi, aia e prima fază. Și noi credem că dacă ne-am botezat și mergem la biserică, gata, s-a terminat povestea. Nu s-a terminat, de-abia a început. Ca la copil când se naște. Când se naște, n-ai scăpat de probleme, de-abia atunci începe problemele. Nu-i așa? Cine are copii știe. Opa, am trecut mai departe, stai așa. Sfințirea e viața asta care o trecem noi prin pustia asta. Nu? Durează viața. Și mântuirea, când intri în Canaan. La ce fază suntem noi acum? La a doua. Ok, suntem mântuiți sau nu? Păi sunt trei faze, hai să vă spun eu. Am fost mântuit când m-am botezat, dar numai cu faza 1. Sunt mântuit acum zi de zi atâta timp cât rămân în Hristos, că separați de El n-avem nicio șansă, dar sunt mântuit la nivelul de faza a doua, în sensul că atâta timp cât rămân în Hristos, Dumnezeu poate să-mi dea biruință zi de zi. Și voi fi mântuit când Dumnezeu mă va lua în cer de mântuirea a treia, și anume când mă duce în țara promisă. Deci care e concluzia? La faza a doua, ai grijă de faza a doua, zi de zi. Și când ai la faza a treia, atunci o să ai grijă de faza a treia. Oamenii se gândesc, ba la faza 1, oh, am fost mântuit când m-am botezat. Ba la faza 3, oh, o să fiu mântuit când intru în cer. Dar trebuie să te gândești azi la azi și mâine la mâine. Dumnezeu vrea ca azi să fii mântuit în faza în care ești azi. Nu știu dacă mă înțelegeți și nu mai vreau să stau mult pe să comentez. Zice că cine are fiul, are viața. Așa zice. Și la prezent, timpul prezent continuu, în greacă. Aia înseamnă că acum, unde ești tu, trebuie să fii în Hristos. Și cât timp ești în Hristos, ești sigur. Haideți să trecem mai departe. Au trecut prin Marea Roșie și au ajuns la muntele Sinai. Noi credem că dacă ținem legea și mergem la biserică și dăm zecime, suntem mântuiți. Vreau să vă întreb, care a fost prima? Salvarea, ieșirea din Egipt sau cele 10 porunci? În ordine, care a venit prima? Ieșirea din Egipt. Nu poți întâi să ții poruncile și să asculți și apoi să ieși din Egipt, cum crede noi, să fii copilul Dumnezeu. Trebuie întâi ca Dumnezeu să te scoate din Egipt și apoi de-abia poți să ții. Și noi suntem așa, cum să zic eu, cu minte upside down. E ca și cum aici trebuie să faci mere și apoi poți să fii și tu un măr. Nu, nene, trebuie întâi să fii măr și apoi faci mere. De aceea, de câte ori ne facem toate eforturile să ne schimbăm viața și nu am venit niciun fel de rezultat bun, este pentru că noi punem căruța înaintea calului. Noi încercăm să facem fapte bune în puterea noastră, în loc să încercăm să-L primim pe Iisus în inimă zi de zi și atunci faptele bune urmează. Vrem să facem roada Duhului Sfânt fără să avem Duhul Sfânt. Trebuie întâi să primești Duhul Sfânt, că roada Duhului Sfânt e roada Duhului Sfânt, nu e roada ta. Și n-ai cum să faci tu roada Duhului Sfânt dacă n-ai Duhul Sfânt. Trebuie să ai Duhul Sfânt ca să faci roada Duhului Sfânt. Și în loc să te lupți să fii credincios, ar fi mai bine să te lupți să inviți Duhul Sfânt în viața ta, în fiecare zi. Că dacă vine El, vine și roada. Nu știu dacă mă înțelegeți. Noi le luăm așa, exact invers, sărim la faza 3, sărim la 1, sărim la niciodată unde trebuie. Haideți să trecem mai departe. Credință și necredință. Noi nu suntem salvați prin ce facem, ci suntem salvați prin credință. Apropo, că zic Munică și pe ce nu contează ce faci, contează foarte mult ce facem, numai că foarte simplu, cei care n-au o relație cu Dumnezeu se limitează la forme și la reguli. Cei care au o relație cu Dumnezeu, regulile vin în mod natural, curg, pentru că inima e schimbată. Discutam cu unul din biserică de la mine și zice, mă lup, dar nu reușesc niciodată. Și l-am întrebat, cât timp petrești tu în rugăciune în fiecare dimineață? Și că eu n-am timp. Când eram în Wisconsin, v-am mai povestit eu. După ce am făcut, veneau vreo 20 la adunare, după ce am făcut ore de rugăciune în fiecare dimineață de la 6 la 7,
Și am început, veneau vreo 5, după aceea vreo 10, după aceea mai mulți. În decurs de 3 luni veneau vreo 120 la adunare. Și spunea, una dintre ele spunea, ce, până acum aveam mai probleme în casă, de când ne rugăm avem mai binecuvântări. Când mi-a spus mai târziu, ce, de când am întrerupt rugăciunea, ce, totul merge pe dos, nu mai blesteme. Oamenii parcă îți legați la ochi și nu văd că atunci când te rogi, ai prezența lui Dumnezeu. Și când nu te rogi, Dumnezeu nu vine. Și atunci cine, bineînțeles, vine? Vine altcineva. Dar noi nu vrem să recunoaștem, că suntem prea încăpățânați și prea mândri să recunoaștem. Discutam cu cei din comitetul meu de aici, din Lexington. Merge treaba foarte bine în Lexington și avem evanghelizări tot timpul. Din septembrie până acum la zi, absolut, în fiecare sabat am avut un botez. Absolut, în fiecare sabat, fără excepție. Avem studii biblice, avem o groază de activități. Am fost la toate 25 stațiile de poliție și le-am dat prăjituri și suc și ne-am rugat pentru ei, pentru safety. Am fost la toate stațiile de pompieri din oraș, ne-am rugat pentru ei. Am invitat poliția și pompierii la adunare, le-am dat o masă, ne-am rugat pentru ei. Am fost la toate spitalele din oraș, la toate nursing home din oraș, ne-am rugat pentru ei și le-am dat prăjituri. Când te rogi, Dumnezeu te învață ce să faci. Și când faci ce trebuie și ție evanghelizare, vine lumea. Că ziceau, nu merge, frate, evanghelizarea. Păi normal că nu merge. Dacă matale te duci în grădină să culegi roșii și n-ai plantat nicio roșie, cum să meargă? Că nu sunt roșii acolo, degeaba te duci. Trebuie întâi să pregătești terenul, să plantezi roșiile, să le uzi, să smulgi buruienile, să le copilești. Știi ce ai acopilit, nu? Așa? Pe aceea culegi roșii. Matale ție evanghelizarea, te duci să culegi roșiile, dar n-ai pregătit terenul. Ne ducem, tată, vizităm bolnavi, vizităm săracii. Până s-a aflat tot orașul de noi, veneau de la ziar și de la televiziune, că ce fac adventiștii? Sunt în spatele mall-ului, curăță parcul. Cine v-a trimis? Noi? Că așa e Dumnezeu, să ne pese de... Nu, să ne rugăm pentru oraș, pentru... Ne-am dus în spatele mall-ului, am curățat parcul, ne-am strâns acolo, cred că vreo 30 de la biserică curățau, tineri, bătrâni, toți. Ne-am dus, în sfârșit, s-a aflat orașul. Când am ținut evanghelizarea, au venit 450 de vizitatori. Dar noi nu înțelegem chestiile astea, că ai servit lui Dumnezeu, nu e suficient să duci la biserică și să faci o rugăciune așa de 2 minute. Dumnezeu te trimite, du-te în via mea, lucrează. Biserica, când nu făceau nimic, era un ceartă. De când lucrează, nu se ceartă nimeni. Nicio problemă, nu zice nimeni nimic de nimeni. Când se întâlnesc, am vorbit cu ăla, vine la adunare. Și eu am vorbit cu familia aia. Eu am vorbit cu băiatul guvernatorului, vine la adunare. Eu am vorbit cu ăsta, vine la adunare. Eu am vorbit cu un avocat, vrea să se boteze. Eu am vorbit cu o grămadă. Și eu nu m-am timp să predic, că trebuie să stau în bazinul de botez. Nu-i frumos? Bineînțeles. Hai să strângem bani să facem stația de radio. Ne trebuie 42.000. 3 luni aveți să strângeți banii. În 3 săptămâni aveam 57.600. Și nici nu m-am rugat de ei să dea bani, să le țin o predică, să-i miște inima, să dea bani, nimic. Am văzut de predicile mele acolo. Zic, băi, s-au strâns banii, s-au strâns mai mult decât trebuie, pastore. Zic, da, hai să mai strângem bani, hai să schimbăm televizorul, camera de filmat, tot. Cât ne trebuie? 37.000. Nu pentru toate, nu, aia nu era decât pentru cameră. Și anunți, vine unul și ce m-a impresionat, domnul, că e pentru lucrarea Domnului și merge așa de bine, uite aici ce cu. Zic, aoleu, ce repede a strâns. Hai să mai strângem atunci. În momentul în care oamenii se roagă și lucrează și au relație cu Dumnezeu, nu sunt probleme și merge treaba. Când nu merge treaba, oamenii ce zic? Lasă, frate, că e bine. Ținem sabatul, nu mâncăm porc. Ia. Vedeți? Noi nu suntem salvați prin ce facem, suntem salvați prin credință. Dar oamenii care au credință, lucrează. Oamenii care nu lucrează și spun că au credință, aia e minciună. Bine, hai să nu numim minciună, sună urât. E lipsa adevărului. Sună mai frumos, mai politic, așa, mai diplomat. E ca smochinul fără fructe. Oh, frate, să ne iubim. Pacea Domnului, frate, pacea Domnului, frate. Vai, ce te iubesc și eu! Ce mai faci, frate? Bine, tu, bine. Amândoi mint, niciunul nu face bine. Sabat fericit, sabat fericit. Credeți că a fost fericit? Toată e o spoială. Vopsitorie. Pe din afară. Vrei să faci treabă bună? Dovedești că ai credință? Nu e, frate, că zici pacea Domnului și ce mai faci, frate? Vai, cât îl iubesc pe Domnul. How I love Jesus. E ușor de cântat. Toată lumea poate să cânte. Credința se vede. Cât timp pe zi îți dai zecimea din timp pentru Dumnezeu? Cât timp pe zi slăvești pe Dumnezeu? Aia e întrebarea.
Când te duci la lucru, Dumnezeu ți-a dat serviciul ăla ca să-ți plătești bilurile sau ca să fii o lumină? De ce te-a pus Dumnezeu? De ce a pus-o pe Ester unde a pus-o pe Ester? Ce, pentru o vreme ca asta? De unde știi că nu te-a pus Domnul pentru o vreme ca asta aici în Loma Linda? Dacă Dumnezeu te-a pus în vecinătatea asta, înseamnă că tu ești responsabil pentru vecinii ăștia, ca Ellen. Are 70 de ani și când a auzit predica, și-a luat pe bărbat și-a luat-o 4 blocuri de jur împrejurul casei, din ușă în ușă, și la toți le dă studii biblice. Și în ce, Ellen, am 60 de oameni cu care fac studii biblice. Zic, ai terminat toate blocurile? Zic, mai am încă unul. Zice, păi nu mai pot, că n-am timp. Eu glumeam. Zice, pastore, nu-i bine? Zic, e foarte bine, praise the Lord. Ia gândiți-vă, dacă fiecare membru din biserică ar lucra cu vecinii, ar lucra cu familia, cu cei de la servici, ce s-ar întâmpla cu bisericile noastre? Și vreau să vă spun că atunci când oamenii lucrează, biserica este în viață, e sănătoasă, e vibrantă, e crește, e... vedeți acolo viață, vedeți prezența lui Dumnezeu. Când intri în biserică, simți! Cântă oamenii ca la mormântare, se așează jos, toată lumea moartă, în comă. Deci au început să miroase a mort. Avem credință, suntem adventiști. Aia nu e credință, frate, aia e vorbă despre credință. E una să vorbești și alta să faci. Nu e suficient să ții poruncile. Nu că nu trebuie să le ții poruncile, să nu mă înțelegeți greșit. Dar când l-ai pe Hristos real în viață, nu ții numai poruncile cum le țiau farisei. Faci ce a făcut Hristos. Pur și simplu. Hai să trecem mai departe. Aoleu, a trecut timpul. Au ajuns la muntele Sinai, au primit poruncile, au ajuns la Kadeș Barna. Ce s-a întâmplat la Kadeș Barna? Ce s-a întâmplat acolo? Au trimis câți? 12 spioni să vadă țara. S-au întors 12 înapoi, 10 au dat un raport rău și 2 au dat un raport bun. Ce au spus ai 10 care au dat raportul rău? În țara aia sunt uriași. Au spus adevărul sau au mințit? Au spus adevărul! Noi nu putem să mergem împotriva lui, că noi suntem mici și fără arme și ei au armată, au tancuri, au tunuri și au bombă nucleară. Noi mergem cu sabia și cu cuțitul. Deci eu am și piatră, eu am cuțit de bucătărie, lama de 6 inci. Deci noi nu putem să ne batem cu ei. Au spus adevărul sau minciună? Și de ce atunci să fie pedepsiți dacă au spus adevărul? Păi să vă spun de ce. Începe de la murmurat. Când te uiți la tine, n-ai nicio șansă. Când te uiți la Hristos, deci când te uiți la tine, n-ai nicio șansă să câștigi. Când te uiți la Hristos, n-ai nicio șansă să pierzi. Ei n-au avut relație cu Dumnezeu și de aceea și-au fixat ochii pe uriași, adică pe probleme. Aia doi că au avut relație cu Hristos și-au fixat ochii nu pe probleme, ci pe Dumnezeu. Cum e cântarea? Turn your eyes upon Jesus. Puneți ochii pe Dumnezeu. Nu pe probleme. Păi frate, stai să vezi. Eu nu pot să ajung frate la evanghelizare. Păi nu, armatele nu știi prin ce trec eu în viață. Păi de-aia treci frate, că nu-i servești Dumnezeu. Când îi pune mâna și lucrezi pentru Dumnezeu, atunci poate Dumnezeu să lucreze pentru tine. Când lucrezi tu pentru tine, Dumnezeu te lasă în pace, că tu ești ocupat. Nu știu dacă mă înțelegeți. Ar trebui să fiu puțin mai blând, să nu fiu așa direct. Să zic pace, pace, nu? 2 dau raport bun, 10 dau raport rău. De ce? Pentru că 2 au credință și își pun încrederea în Dumnezeu, 10 se uită la resurse, la păcat, la probleme, la necazuri, la servici, la boală, la divorț, la casă, se uită la ceva. N-am timp, frate! Și așteaptă binecuvântarea din Dumnezeu. Și ei sunt egoiști, se ocupă de ei. De unde să vină binecuvântarea? Când faci ce te pune Dumnezeu, primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Când faci ce crezi tu, ai binecuvântarea ta. Haideți că trebuie să o terminăm. Hai să tăiem puțin. Deci, nici nu mai știu pe unde am ajuns, nu contează. Ia, e ok. Oriunde am ajuns, continuăm de acolo. Am găsit. Hai să vă întreb o chestie. Cât timp credeți că le-ar fi trebuit lor pe picioare din Egipt până în Canaan? 13 zile. De mers normal, dacă ai bătrâni, vaci, capre și căței, poftim să ia, când mai faci pauze, mai sforăi, mai mănânci o pizza, mai dormi, să ia 20 de zile, poftim. Dar în mod normal de mers, vă arăt în scris, 13 zile. Și dacă mergi repede, poate să ia și 12. Și pentru ăștia mai bătrâni, să zicem că le ia, poftim, 18, 19, 20 de zile. Cât timp le-a luat lor să ajungă acolo?
40 de ani. De ce, mă, frate? Din cauza problemelor? Din cauza lui Dumnezeu? Sau din cauza lor? Zice, în evrei spune așa, datorită necredinței, în engleză unbelief, datorită necredinței lor n-au intrat. De ce? Pentru că nu s-au încrezut în Dumnezeu. Noi vorbim o groază de credință, dar în mod practic, când trecem prin probleme, în mod practic, noi nu exersăm credința. Nu știu dacă mă înțelegeți. Vorbim de credință. Dacă treci printr-o problemă și trebuie atunci să zici, cred, nu face sens, nu înțeleg cum merge, nu e nicio șansă, n-am niciun fel de speranță din punct de vedere omenesc, dar cred, cum a fost cu Peter în Cuba. Bani nu mai am, clădire n-avem. Și am zis, Peter, te rogi și crezi. Zice, pastore, ce să cred? Zice, mai nu știu ce, că nu sunt Dumnezeu. Dar credința nu e că știi, aia e știință, credința e că nu știi. Și ce, pe cum să fac să cred? Zic, simplu, zici în minte, cred și atât. Și când vine al gând, ăla e de la satana, îl scuipi. Așa i-am zis. Zic, pleacă de aici. Și nu-ți permiți să te gândești altfel. E un exercițiu de mental. Că aici, de exemplu, discutam cu băiatul meu. Și cum faci tu când crezi? Zic, nu fac nici cum, cred. Păi, dar ce faci? Zic, nimic. Îmi zic în minte, cred și gata. Și ce se întâmplă? Nimic. Îi dau voie lui Dumnezeu să lucreze. Și dacă el lucrează asta, mâine e treaba lui, aia nu e treaba mea. Eu îmi fac treaba mea să cred și el își face treaba lui să lucreze. Dar după ce lucrează și văd cum a lucrat, atunci mă bucur că am crezut. Problema mare cu avem noi, care a avut-o Israel, a uitat calea pe care i-a condus Dumnezeu. A uitat plăgile, a uitat Marea Roșie, a uitat mana din cer, a uitat apa din stâncă, a uitat bătălia cu ăia, a uitat și acum când au ajuns la Canaan, nu putem, sunt uriași. Problema care o avem noi, uităm minunile care le-a făcut Dumnezeu și când trecem printr-un necaz, Dumnezeu nu poate. Că asta spunem, când nu credem, zicem că Dumnezeu e incompetent și incapabil, săracul, are probleme cu mușchii și cu spatele. În momentul în care îți amintești ce a făcut Dumnezeu pentru tine în trecut, știi că Dumnezeu nu s-a schimbat și ce a început o să sfârșească și ai încredere în El fără să înțelegi. Nu trebuie să înțelegi. Problema lor nu este că au avut uriași în viață, ci problema lor este că n-au avut credință. Și cine caută scuze, frate, nu fac sau nu cred sau nu ce, că am probleme, face exact ca cei 10. Dă vina pe uriași, pe probleme. Uite ce problemă am, atale nu înțelegi. Toată lumea are probleme, cum să nu înțelegi? Și eu am probleme. Nu sunt în cer, sunt încă pe pământ. Cum să nu înțeleg? Vrei să spun problemele? Numai într-o săptămână, de câte ori, în ultimii 29 de ani, de câte ori țin evanghelizare, se întâmplă ceva în casă. Când se începe evanghelizarea, cade socrul meu jos și are, cum se numește, stroke? Când se ține evanghelizarea, mi se strică mașina în seara aia? Când se ține evanghelizarea, îmi cade drujba și mă taie până la os la picior? Când se ține evanghelizarea? În fiecare an când țin evanghelizare, seara dinainte, vineri seara, mi se întâmplă ceva în casă. Normal că știu. Hai că îți mai spun. Pot să spun 1000 de probleme prin care trec. Dar nu mă uit la probleme, nu mă uit la uriași. Pun ochii pe Domnul și zic, satana vrea să mă descurajeze. Dacă m-ar lăsa în pace, înseamnă că nu fac nimic. Când se ia de mine, înseamnă că fac ceva bun. Așa că e bine, hai să continuăm să facem ce e bun. Discutam cu Dana, Dana, iar avem probleme. Zic, păi începem evanghelizarea săptămâna viitoare. Zic, ce facem? Ce să facem? Ne ținem de evanghelizare și ne rugăm. N-ai spus tu așa să ne uităm la probleme, să ne uităm la uriași, să ne uităm la Iisus? Gata. Ok, gata. Am zâmbit, ne-am rugat și hai mai departe. Problema nu este că sunt uriași. N-au intrat în țara promisă, nu din cauza problemelor, ci din cauza necredinței. Nimeni, nu contează cât de sărac, cât de slab, cât de păcătos, cât de începător, cu câte probleme, nimeni nu va pierde cerul din cauza problemelor sau din cauza că e slab, ci va pierde cerul din cauza necredinței în Dumnezeu. Dumnezeu are putere să rezolve orice problemă, are putere să te mântuiască din orice păcat. Când nu intri în cer, nu intri din cauza ta, a necredinței. Îți pui încrederea în tine, te uiți la tine, în loc să te uiți la Dumnezeu. Câți au plecat din Israel, din Egipt? Cât au plecat? Spune Biblia. 600.000. Câți au intrat în Canaan? 2. Nu crezi că Dumnezeu ar fi vrut să-i mântuiască pe toți? În cauza necredinței. Gândiți-vă la noi. Câți intră în Canaan? Nu e de glumă cu credința, fraților. Nu e de glumă. Ne pierdem timpul altfel pe aici. Hai să terminăm. Dumnezeu n-a dorit ca poporul lui să petreacă 40 de ani în pustie. Le-a promis să-i ducă direct
repede și să stabilească acolo sfinți, sănătoși și fericiți. Dar pentru că n-au crezut, n-au putut să intre. Deci care-i vina? Și acum ascultați cu atenție. Murmurarea, necredința și răzvrătirea i-a ținut afară din Canaan. Și acum ascultați. Aceleași păcate, ascultați cu atenție, țin Israelul modern de a intra în Canaanul ceresc. Cine e Israelul modern? Care păcate ne țin să intrăm în cer? Murmurarea, necredința, nu? Răzvrătirea, nu împotriva lui Moise, împotriva lui Dumnezeu. Nu uriașii, nu problemele care trecem prin ele, nu că sunt slab, frate, sunt bolnav, sunt bătrân. Necredința. În niciun caz nu au fost de vină promisiunile lui Dumnezeu, ci a fost neconsacrarea, necredința, viața lumească, murmurarea și așa mai departe. Uite acolo ce zice în Evanghelism, pagina 696. Hai să terminăm. Mă opresc, nu mai continui, că deja cred că mesajul a fost destul de clar. Ok. S-ar zile la sfârșit. Gata. Am sărit la sfârșit. Deci care au fost cele patru lucruri discutate? Astăzi, nu mâine, a doua. Dumnezeu ne-a chemat nu numai să ne botezăm, ci să ne scoate Egiptul din inimă. De aia trecem prin probleme în pustie. Nu că Dumnezeu nu-i pasă și că avem greutăți și Dumnezeu ne rugăm și ne rezolvă, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne sfințească viața și noi nu învățăm când merge totul bine, ci numai când trecem prin cuptorul de foc, atunci se curăță aurul. Dumnezeu îngăduie greutățile să ne învățăm lecțiile, să creștem spiritual la maturitate. Și de aia trebuie să învățăm lecțiile. În loc să te lupți să rezolvi problemele, luptă-te să crești. A treia, trebuie credință. Și a patra, deja am zis asta. Să învățăm să ne încredem în El și să trăim roada Duhului Sfânt. Deja am amintit asta. Aș vrea să termin cu o istorioară. Am ascultat mai demult pe internet că era unul care câștiga tot timpul, a fost acum câțiva ani în urmă, era peste la televizor, câștiga toate concursurile de fugă. Și la un concurs de fugă, nu știu câți ani în urmă, la Olympics, era tot primul și când se ajungă de linia, mult, mult înaintea celorlalți, mult înainte, totdeauna era campion mondial la fugă. Și când se treagă linia de, mai avea puțin, se vedea linia de, cum se zice, de sosire, așa, i-a pognit un mușchi, s-a rupt, s-a desprins de pe os. Cred că știți cazul. Și în durere cumplită s-a prăbușit. Și au venit din număr toți, unul câte unul veneau și îl depășeau. Și a încercat săracul, a încercat, s-a ridicat, iar a căzut. Și iar a încercat în durere cumplită și iar a căzut. Și iar a încercat cu tot din adinsul, a tot încercat și n-a putut. Și a pus toată inima, tot efortul, tot ce putea el. Și tot n-a reușit. Tasul care era în audiență, în stadion, a sărit peste rânduri, cunoașteți povestea, a trecut de poliție și de grăși și toate alea, a luat-o la fugă direct și a ajuns la el, ce San, ce vrei? Vreau să termin, să ajung la linia de sosire. San, nu poți, uite ce ai pățit. Dar vreau neapărat, cu orice preț. Ce singur nu poți, dar te ajut eu. L-a luat așa, băiatul a pus mâna după gât, așa, șolduc, sprijinându-se pe tată, folosind numai un picior, a trecut linia de sosire. Au venit reporterii și ce s-a întâmplat aici? Povestește-ne. Și zice, eu, chiar dacă n-am câștigat premiul 1, dar eu am fost trimis aici să termin cursa de alergare. Și eu nu pot să mă duc înapoi în țara mea fără să termin cursa de alergare. Și eu nu puteam singur. Dar pentru că a venit tatăl meu și m-a ajutat, am terminat cursa. Nu știu, cred că e destul de clar. Noi când ne punem ochii pe probleme, atunci nu putem să terminăm puterea noastră. Dacă ne învățăm să avem o relație cu Dumnezeu, prin credință Dumnezeu are putere. Dumnezeu e adevărat și real. Dumnezeu nu este o idee. Dumnezeu lucrează zi de zi, în lucruri mici și mari. Tot timpul. Pot să vă dau experiențe de zi cu zi. Așa, lucruri de nimic, de zi cu zi.
lucruri care se par mici, dar tot timpul, tot timpul se întâmplă. Dumnezeu are putere. Și când tu îl pui pe Dumnezeu pe primul loc și îl lasă să te ajute, ajungi la linia de scăpare. Și nu contează cât de uriași sunt uriașii, se prăbușesc. Pentru că Dumnezeu are putere să termine ce a început. Iar dacă noi credem că toată credința constă în faptul că vii la adunare, ceea ce nu e rău, nu trebuie să vii la adunare. Și că ții sabatul, ceea ce nu e rău, trebuie să ții sabatul. Dar nu înțelegem lucrurile astea esențiale, că Dumnezeu are un plan cu tine, că Dumnezeu vrea să ai o relație, că Dumnezeu vrea să-i servești, că Dumnezeu vrea să crești, că Dumnezeu are tot ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Dumnezeu e în control, nu e absent, nu a luat concediu, nu doarme. Dacă nu înțelegi și treci așa prin viață fără să crești, atunci suntem ca farisei, ca poporul lui Dumnezeu. Mă refer ca poporul Israel. Suntem adventiști cu numele, dar în realitate Dumnezeu zice, nu vă cunosc. Și atunci nu-i de mirare că mulți nu vor intra în cer. Și atunci Dumnezeu îngăduie mai multe greutăți și îngăduie persecuția în speranța că ne salvează, pentru că El are în minte împărăția, nu viața asta. Iar noi ne focalizăm pe viața asta și pierdem din vedere împărăția. Ok, fraților, am trecut peste timp mult. M-aș bucura să vă supărați și să nu mai invitați să vorbesc mâine, ca să mă odihnesc. Că în timpul săptămânii am s-o ocupat dimineața și noaptea, tot timpul. Ok, Domnul să vă binecuvinteze și să ajute Domnul ca ce am auzit să practicăm, să nu fim ascultători. Amin. Amin.